Bună ziua, doamnelor și domnilor, bine ne-am regăsit la o nouă emisiune. Iată, astăzi, la cald, este prima zi după alegerile parțiale, locale, organizate de guvern în mai multe localități ale țării, dacă nu mă înșerteu, vreo 49 la număr, printre care și 3 din județul Neamț, respectiv Romanu, Vălțăteștiu și Pipirigu. Voi discuta astăzi, voi analiza astăzi împreună cu colega mea Teo Rusu Baciu ceea ce s-a întâmplat la aceste alegeri comparativ cu alegerile anterioare. Bună ziua și bine ai venit, Teo. Trebuie să menționăm că această emisiune va putea fi vizionată de telespectatori și la postul de televiziune Topal TV. Știu că tu ai fost printre jurnaliștii care ai urmărit evenimentele electorale de duminică, de la prima oră până asta în jurul orilor 24, când era o efervescență la formațiunile politice, unii la anumite formațiuni politice. La anumite formațiuni, unele săreau în sus de bucurie, altele își lingeau rănile și continuă încă să le mai lingă. Vorbim de cei care urmăresc Facebook-ul. Bine ai venit în acest format pe care sper că o să-l mai continuăm măcar din când în când, dacă nu o să putem săptămânal. În primul rând, cred că trebuie să explicăm telespectatorilor și o să te rog pe tine să o faci, de ce a fost necesară organizarea de alegeri parțiale în 49 de localități din România și în 3 din județul Neamț, că mai mult despre ce se întâmplă la noi acasă ne interesează. În principiu, organizarea de alegeri parțiale se face în momentul în care primarul ales la alegerile clar care au loc în toată țara nu mai poate să-și exercite mandatul din diferite motive. În Neamț, spuneați dumneavoastră că au fost 3 localități, municipiul Roman, comunele Bălțete și Pipirig. Dacă la Roman nevoia unor alegeri parțiale a venit ca urmare a faptului că primarul ales în 2016, Laurențiu Leoreanu, a plecat pe o funcție de parlamentar, respectiv deputat în Parlamentul României, la Bălțete și la Pipirig vorbim despre situații penale, situații în care instanțele au decis că primarii au încălcat legea, au fost condamnați și în consecință aceștia nu mai pot să-și exercite mandatul și era firesc ca să existe o altă persoană aleasă pe această funcție și să nu se meargă pe o situație de interimat, pentru că în momentul în care un primar nu-și mai exercită mandatul și la noi a fost situația asta timp de 6 luni de zile, viceprimarul a preluat mai mult decât prevede legea, chiar că legea spune că la 3 luni trebuia, dar se pare că e 3 luni, dar oricum ține, nu, la 3 luni, dar ține și de modul de organizare a guvernului. 3 luni ar fost totuși prea devreme pentru organizare, cred că a fost un termen decent cel de 6 luni. Spuneam despre faptul că în momentul în care un primar nu mai poate, dintr-un motiv sau altul, să-și exercite mandatul, atunci viceprimarul preia toate atribuțiile primarului și coordonează activitatea, dar o coordonează cu caracter interimar și atunci nu are, să zicem, puterea morală în fața celorlalți, nici legitimitatea, pentru că nu este primar ales. Ei bine, lucrurile acestea s-au clarificat ieri, când, după cum spuneați dumneavoastră, în 49 de localități din țară au avut loc astfel de alegeri, așa că cei care au câștigat în urma scrutinului de ieri sunt acum primarii legitimi, aleși în mod democratic și pot să-și continue munca până în 2020. Trebuie să mai menționăm faptul că pentru aceste alegeri s-au înscris din partea formațiunilor politice 4 candidați, respectiv Lucian Ovidiu Micu din partea PNL-ului, Neculai Marius din partea PSD-ului, Radu Samson din partea USR-ului și Elena Chelmuș din partea PMP-ului. Hai să comentăm un pic procentele pe care le-au obținut, pentru că, parafrazând pe cineva, deputatul Leoreanu a spus
i-am ciuruit. Într-adevăr, diferența este enorm de mare de voturi luate de primii doi candidați care contează. O să discutăm și despre cei alți doi, dar... De fapt, cred că important sunt toți cei patru candidați și am să vă spun și de ce. În momentul în care am vorbit de-a lungul campaniei electorale, care a durat de data aceasta doar 2 săptămâni, dacă inițial oamenii înclinau spre o parte sau spre cealaltă și chiar m-au întrebat care sunt și alte variante în afară de PSD și PNL și în momentul în care au văzut că sunt 4 persoane care și-au depus candidatura, chiar înclinau foarte mult să voteze și cu alți oameni, nu neapărat cu partidele clasice, pentru că sunt foarte mulți oameni care nu se regăsesc nici în PNL și nici în PSD și sau sunt persoane care nu agrează neapărat persoanele, adică nu agrează persoana candidatului. Vot uninominal, deși acesta acum adică există mai multe motive pentru care o persoană ar alege să voteze pe altcineva în afară de candidatul PSD, respectiv candidatul PNL. În ultima perioadă însă, adică în ultimele zile, m-a intervenit o serie de să zicem o gândire mai pragmatică a celor care au mers la vot și au analizat, cel puțin vă spun din discuțiile pe care le-am purtat eu, dacă duminică dimineața la o secție de votare din oraș vorbeau niște oameni care tocmai ieșiseră de la secție și vorbeau între ei și zic, e oricum o să iasă toată Leoreanul. Cert e că oamenii aceia nu erau foarte habar bine. N-aveau și eu. Nu erau foarte bine informați. Ei, pe de altă parte, există oameni care au fost cât de cât informați și atunci au gândit așa. Dacă votez candidatul USR sau candidatul PMP, pentru că mie nu-mi place nici de Lucian Ovidiu Micu, nu-mi place nici de Marius Nicolae, ei au rupt din voturi. Aș putea da o șansă PSD-ului, ori eu nu-mi doresc acest lucru. Și atunci o să votez cu răul cel mai mic, adică cu Lucian Ovidiu Micu, pentru că nu vreau să dau PSD-ului o șansă, nu neapărat lui Marius Nicolae. Deci, nu voia să dea PSD-ului o șansă, da? Și s-a ajuns la un vot clar către PNL, pentru că oamenii s-au speriat foarte tare că PSD-ul va câștiga la Roman. Și motivele le știm împreună, de care o să le analizăm. Haideți să comentăm un pic diferența de voturi. Deci dacă Lucian Ovidiu Micu a obținut 10.662 de voturi, iată că Marius Nicolae are doar 6.314 voturi, asta înseamnă cât la sută? 30 și cât? Un 35,10. 35,10%. Cele 6.000 de voturi reprezintă, de fapt, bazinul electoral pe care PSD-ul are în mod tradițional în municipiul Roman. Păi, toată lumea se aștepta ca PSD-ul să-și mobilizeze, pentru că el totdeauna are un electorat captiv, foarte motivat, care la ordine partid păi este... Și s-a văzut că a și votat. S-a văzut lucrurile astea. Plus, faptul că aici, după mine, a contat și modul în care aceștia și-au făcut campanie electorală. De când cu noua lege a partidului de finanțare a partidelor politice, acești candidați s-au văzut în imposibilitatea de a mai organiza modul acela tradițional de a face campanie electorală, deși ei au furat puțin startul și ne amintim că Romanul era împânzit de panouri de acelea mari, enorme. Da, bine, faptul că au furat startul, cum spuneți dumneavoastră, nu este o chestie ilegală. Marius Nicolae, nu este ilegală, poate aici și legea iar n-a fost. Nu, da. Deci el s-a văzut, a fost foarte vizibil până în momentul campaniei, când a trebuit să dea jos aceste benere. Și aici s-au întrecut în benere, căci și Lucian Ovidiu Micu a avut câteva benere cu de partid, dar a avut foarte multe în schimb cu cele pentru zilele Romanului, când a contat ca și campanie electorală. Nu știu cât a contat ca și campanie electorală, dacă vă aduceți aminte. A fost omniprezent, pentru că era și primar interimar și a fost omniprezent. Nu l-am auzit niciodată spunând gen mă votați, iată că deci, bun, da, lumea... a fost o chestie de decență, pentru că altfel oamenii l-ar fi taxat imediat.
L-au mai taxat pe Facebook, așa, sau acolo știm unde toată lumea poate spune orice și oricum, din nefericire. Dar hai să vedem de ce este această diferență și ce spuneai tu cu răul cel mai mare sau răul cel mai mic. Deci eu știm cred, foarte că romașcanii, mult, da? Cred că romașcanii nu au vrut neapărat să nu voteze cu Marius Nicolae. Eu nu consider că aceste alegeri au fost pierdute de Marius Nicolae și am să vă spun și de ce. Au fost pierdute de PSD. Au fost pierdute de PSD. Și de ce spun asta? Pentru că anul trecut, în luna iunie, când au avut alegerile locale, candidatul PSD de la acel moment a luat undeva 15%. Rușinos. Deci, în condițiile în care toată harta țării era roșie. Și votul pentru Consiliul Local parcă a fost un pic mai mare, dacă mi-aduc bine aminte, dar nu a fost o diferență foarte mare. Deci, Marius Nicolae... Ca și consilier, totuși a fost o diferență, pentru că, iată, PNL-ul 15... Nu, eu mă refer diferența de procente dintre candidat pentru primar și listă Consiliului Local. Da, aici ai dreptate. Tot la PSD mă refer. Da, dar și lumea a fost îngrozită. Că Marius Nicolae are procent mult mai bun decât ce a avut PSD anul trecut. Categoric, este mai mult decât dublu. Acesta este argumentul deci pentru 15%, care eu spun, 35%. Acesta este argumentul pentru care eu spun că alegerile nu au fost pierdute de Marius Nicolae, ci, ci de PSD și respectiv PSD. Aș adăuga eu aici cu o ușoară malițiozitate de Ionel Arsenie. Și de ce spun de Ionel Arsenie? Pentru că romașcanii au resimțit în toată această perioadă aversiunea totală pe care Ionel Arsenie a avut-o față de roman. Dacă pornim de la atitudinea lui de a nu da acea a doua tranșă de bani pentru aparatul de radiologie sau de bătaie de joc care a fost atunci când știm la împărțirea banilor din bugetul public și așa eu mai departe. Eu ce pot să spun este clar, între Romașcan și Ionel Arsenie nu există nicio chimie. Absolut, absolut. Deci, asta și, se știe, e cuantificabilă, se vede, pe oricine întrebi, inclusiv din socialdemocrații romașcani, oameni vechi în PSD cu experiență, care au avut de-a face, face cu foarte mulți... Trebuie să fie disciplinați în partid, deci, dar... Inclusiv oameni din PSD roman sunt care zic pe la colțuri, pentru că disciplina de partid nu-ți permite să ieși așa, și spun, domnule, nu e liderul de care avem nevoie, nu e liderul pe care ne l-am dorit, nu e ce ne trebuie nouă. Evident că lucrul acesta este deranjant pentru ceilalți membri ai PSD Neamț, dar trebuie să țină cont de asemenea realități în momentul în care vin și gândesc o strategie de campanie. Eu nu știu cât de inspirat a fost și sloganul lor de la, la bine la mai bine. Deci a fost o recunoaștere clară și a spus-o... Nu cred că un slogan este determinant, categoric, de important în și penetrant. În la un moment dat au fost... Pe la începutul campaniei electorale, senzația mea a fost că Marius Nicolae va câștiga alegerile și eu spun foarte sincer, deci aceasta a fost senzația mea la începutul campaniei electorale. După aia am văzut niște erori de comunicare și mi-am dat seama că pierde teren. Mă așteptam ca lupta să fie ceva mai strânsă și scorul să fie ceva mai echilibrat. Dar se pare că oamenii care erau nehotărâți și care ar fi vrut poate să voteze cu altcineva au dat votul către PNL tocmai din frica aceasta ca PSD-ul să nu să nu pună până pe Roman și hai deci, să mai ieri știu foarte bine că domnul Arsenie a venit în Roman. Nu știu dacă a venit să ia Romanul în primire, așa cum glumeam cu cineva, dar cert e că a plecat foarte, foarte dezamăgit de aici. Crezi că va plăti cineva politic, respectiv Dan Manoliu, deși eu nu văd păi, care haideți fi să ne gândim lui. Altfel. În momentul în care Dan Manoliu a preluat această organizație, era ca și inexistentă. Da, dar el a mai pierdut niște... odată, a mai obținut un rezultat extrem de slab cu Oprea, care da, dar el a preluat acea
situație, organizație și situație cam cu două luni înainte. De la senatorul Chelaru. Oficial cam cu două, trei luni, nu mai știu. A fost o perioadă foarte scurtă. Da, n-au avut și deja organizația era împărțită în oamenii lui Chelaru și oamenii lui Manoliu. Sunt oameni care au refuzat să intre în echipa lui Manoliu, deși el ca om politic nu este extrem de dur, ci dimpotrivă, adică știe să încheie o echipă, însă am înțeles că nemulțumirile oamenilor ar fi fost. Păi gândiți-vă altfel, apropo de, hai să aruncăm vina pe șeful de organizație. Da, într-adevăr, când este o situație de genul acesta, șeful e vinovat. Dacă ar fi fost câștig, toată lumea ar fi fost vinovată de câștigarea competiției. În schimb, acum toată responsabilitatea cade pe șeful de organizație. Așa se întâmplă de fiecare dată. Pe de altă parte, dacă vă aduceți aminte, tot la Roman, înainte de alegerile parlamentare, a fost un super scandal din cauza modului în care au fost întocmite inițial listele pentru Senat și Camera Deputaților. Și schimbarea numelor și a ordinii de pe liste a fost decisă de reprezentanții PSD, implicit de Ionel Muntean atunci, pentru că și-au dat seama că ar fi pierdut la Roman, fiindcă oamenii au făcut scandal. Da, în organizație, știu, în organizație. Și eu, care au spus că nu muncesc pentru anumite persoane. Anumite persoane, da? Că nu anumite vorbim persoane, doar de una. Da. Așa, deci, nu puteam... Noi din exterior, adică eu vorbesc ca un om care privește lucrurile din exterior, nu pot să zic că doar șeful de organizație este vinovat. Da. Înainte de a trece la analiză voturilor obținute pe anumite secții de votare pe care noi ca jurnaliști le cunoaștem, aș vrea un pic să vorbești despre prestația lui Radu Samson, 664 de voturi, cât înseamnă în procente astea? Aproape 4%, 3,70 sau ceva de genul ăsta. Aproape 4%. Destul de bine, ținând cont de faptul că e atât de nou partidul, că... Este un partid nou, este un partid care în ultima perioadă pe scena politică națională a dat semnale foarte proaste. În USR demisia lui Nicușor Dan, au fost atât de multe chestii care au fost gestionate atât de prost, cumva de neînțeles pentru un partid în care sunt totuși niște oameni destul de deștepți, dar mă rog, este treaba lor internă. N-au înțeles că ei de acum sunt politicieni și nu mai sunt ONG-iști și până nu vor înțelege acest lucru, vor fi în continuare tot felul de erori ca cele despre care știm deja. Și atunci, în aceste condiții, în condițiile unei echipe tinere, fără experiență politică, cu sprijin limitat din punct de vedere al know-how-ului de la centru, pentru că USR-ul a beneficiat de un val, dar asta nu înseamnă că oamenii de acolo au experiență politică și știu să facă tot felul de campanii electorale și tot felul categoric, de strategii. Categoric, nu? Da? Și ai văzut greșelile de la București, repetate de București. Asta spun. Deci, pe fondul tuturor acelor chestiuni, cu toate acestea, e un scor care arată că există loc pentru oameni noi în politica locală, că oamenii creditează tinerii. Și chiar am urmărit o discuție pe Facebook, da, o discuție pe Facebook în care mai mulți cunoscători ai fenomenului local comentau și spuneam că șanse mari va avea Radu Samson în următorul cel mai probabil să intre în consiliul local. Hai să discutăm despre PMP-ul. De ce a simțit nevoia domnul Dulamă să o împingă pe doamna Chelmuș, despre care foarte puțin știu că este președinta organizației, 337 de voturi, asta înseamnă 0 cât la sută? Nu, e aproape 2%. Aproape 2%. Ca să rupă din voturi? Ca să rupă din voturi. Acolo a fost o chestie mai nefericit gestionată de partid. Vorbeam cu cineva de la PMP ieri și spunea că dacă am fi fost mai activ și în această perioadă, și zic nu, dacă ați fi fost mai activ din decembrie, de când s-a știut că Romanul va intra din nou în alegeri. Nu poți să decizi pe ultima sută de metri că vei avea un candidat. Hai să vin și eu cu un candidat. Și ăla de complezență. În care ești partid tânăr, partid care are nevoie să crească și ai nevoie să fii cât mai vizibil. Nu și poți cu atâtea schelete în dulap, vorbim de PMP-ul cu... Nu, pentru că doamna Chelmuș nu are schelete în dulap, da? Nu vorbim de doamna Chelmuș, vorbim de partid, de scheletele partidului. Aici puteau foarte bine, dacă ar fi fost situația gestionată mai corect,
s-o fi prezentat pe doamna Chelmuș mai din timp, s-o fi promovat mai mult și în așa fel încât la momentul depunerii candidaturii ar deja să fi fost mai cunoscută. Bine cunoscută. Pentru că dacă ne uităm pe această listă de candidați, vedem că sunt oameni relativ ok, fără schelete foarte... Adică nu poți să-i reproșezi, nu știu, hai să facem o comparație cu acum 8 ani de zile în care ne sperea perspectiva ca... Ajunge Lursărescu. Ar ajunge la conducerea primăriei un om care are deal-uri cu anumiți interlopi. Da. Ei, acum deja nu mai vorbim despre așa ceva. Acum deja vorbim despre cine are cele mai bune proiecte, despre modul în care poate gestiona. Adică, din punct de vedere al calității candidaților, lucrurile au evoluat și este bine de precizat acest lucru, pentru că romașcanii, ca mulți români de altfel, au o părere foarte proastă despre ei înșiși. Dar faptul că avem candidați mai buni, calitativ, și tineri și ceea ce și tineri, adică și doamna Chelmuș este profesionist, locuiește în Roman, ea își face piața în fiecare săptămână, cunoaște este orașul, psiholog, bate la pas, adică vorbim de oameni implicați care știu despre ce este Radu Samson este agent imobiliar, prin agenția sa au trecut în ultimii ani mii de romașcani, tocmai de asta l-aș determina, dar eu aș vrea să discutăm despre un alt aspect, despre campania de dincolo de camerele de luat vedere sau să zicem despre campania de Facebook sau campania în care n-a fost lipsită de tot felul de întâmplări nefericite și să luăm practic. Deci lui Lucian Ovidiu Micu, marea emoție a PNL-ului era legată de de avaria de la piață, care a fost o... Avaria de la piață, procesul cu fostul antrenor al echipei de handbal, procesul cu Agenția Națională de Integritate. Da? Adică sunt totuși câteva pe care n-au ezitat să le scoată pe tapet candidații, contracandidații săi. În același timp, nici PNL-ul n-a stat cu mâinile în sân, dacă ne gândim că un ziar național a ieșit exact cu 3 zile înainte de alegeri, 3 sau 4 zile înainte de alegeri, cred că știi de ce vorbim, de acea campanie împotriva lui Marius Neculai din național, a fost distribuită și pe rețelele de socializare, care vorbea de se întreba care este interesul lui Marius Neculai de a ajunge la primărie. Știi despre ce este vorba? Da, bine. Știu despre ce este vorba. Au folosit toate armele. Toate armele și din păcate. Și asta mă duce cu gândul, dacă îți mai amintești, nu știu dacă era impresă sau nu, când a fost acea bătălie teribilă dintre Ursărescu și Leoreanu și a câștigat în urmă cu 9 ani. Dintre Ursărescu și Hărpușor și a câștigat da, Leoreanu. Da, și a câștigat Leoreanu. Ții minte când circulau acele bagnote. Și a fost primul și al doilea. Ții minte, cu acele bagnote în care se vorbea despre șpagă, se acuzau, se vorbeau pe de altă parte și ceilalți vorbeau despre relațiile cu interlopii. Stafurile de campanie, vorbim aici. Stafurile de campanie este că romașcanii nu... S-au săturat de scandal. Vor scandal. Adică ei vor asista la circ, se vor distra, dar nu vor vota circul, nu vor vota mizeria. Una nu vor vota, dar pe mine ce m-a izbit flagrant ieri a fost duminică, da? Pe la aproape de orele 1 m-am întâlnit cu câțiva intelectuali, intelectuali, deci cadre didactice, care m-au întrebat, dar sunt alegeri? Dar de ce sunt alegeri? Am rămas uimită. Păi sunt alegeri locale pentru că și pentru că tocmai trecuseră pe lângă niște secții de votare. Zic, da, n-ați auzit? Ce nu? N-am auzit. Bine, dar și atunci, nu cum... vrei, nu auzi, că vrei să trăiești în bula ta în care nu citești știrile pentru că sunt negative și îți strică zenul sau pentru că nu vrei să intri pe nu știu ce site-uri locale sau că vezi, dragă doamne, oricum nu găsești nimic interesant de citit. Adică, dacă vrei într-adevăr să nu te informezi, poți să o faci și poți să trăiești fericit fără să știi ce e în dreapta și ce e în stânga. Sunt oameni de diferite categorii care chiar preferă să trăiesc așa. Și apoi se surprind că niște evenimente se întâmplă pe lângă ei. Dar n-ar trebui să se surprindă
pentru că pur și simplu ei aleg să nu se implice. Altceva aș vrea să comparăm acum. Prezența la vot, foarte slabă prezență la vot, comparativ cu alegerile de acum 3 ani. Deci acum au fost 18.300 de votanți, ai spus chiar tu, și aceste procente sunt calculate din acești 18.300 de votanți care au fost prezenți la vot. Hai să ne uităm că scosesem noi aici câți au fost la alegerile când a ieșit Leoreanu cu cel mai mare scor din țară. Asta e foarte interesant. 8%, deci anul trecut, în luna iunie, cu 8% mai mulți cetățeni s-au prezentat la vot față de alegerile parțiale de ieri. Asta înseamnă că, de fapt, interesul e relativ scăzut. Vorba dumneavoastră, erau oameni care nu știau că sunt alegeri și se justifică cumva lipsa celor 8%. Mă gândeam din romanul Are, am spus noi, 70.000 de locuitori scosesem eu. Da, aproximativ 70.000 de persoane care au documente 70.665, da. Dintre aceștia au fost înscriși pe listele electorale 59.068 de alegători. 59.068 de alegători au fost. Ei, de ce această prezență foarte, foarte slabă la vot? Te gândești câți au ales? Și după aia încep să se plângă. Aproximativ 59.000 de alegători înscriși pe listele electorale. Înscrierea pe listele electorale se face în funcție de domiciliul din actul de identitate. În momentul în care cei mai mulți oameni în putere sunt plecați din țară la studii sau ca să muncească și ei anual sau periodic vin acasă să își reînnoiască documentele pe același domiciliu, adică tot pe domiciliu în municipiul Roman, ei vor figura ca potențiali alegători. Dar, de fapt, ei nu sunt cetățeni care locuiesc în Roman. Și avem mii de situații. Da, păi hai să-ți spun eu că m-ai întrebat asta, că eu am făcut un studiu conform, după ce am primit de la IEP acest explicație cum se întocmesc listele electorale, cine, din cine sunt ele alcătuite, am făcut așa o situație a populației pe care o are județul Neamț. Aici n-am mai găsit pe localități, dar oricum asta spune mult. Și am scos vârstele între 15 și 19 ani, 32.000, deci da, în județul Neamț. Populația pe care ați găsit-o este peste tot după domiciliu. 9.000, da, tot după domiciliu. Ei, noi vorbim de oamenii care de fapt locuiesc și trăiesc în Roman, nu de cei care vin o dată pe an acasă sau de două ori pe an. Nu o să vină nimeni să voteze la alegerile parțiale dacă el are job în Austria, Belgia, Italia și Spania. Pentru că nu ai cum să faci chestia asta, decât dacă îți dorești foarte tare sau vrei să faci mai multe lucruri odată. Nu o să dea nimeni 200 de euro pe un bilet de avion dus întors ca să vină să voteze. Asta e categoric. Și atunci este această prezență scăzută la vot, este cauzată și de acest lucru. Asta nu înseamnă că cei care locuiesc aici în oraș sunt atât de dezinteresați. Nu, asta înseamnă că, de fapt, populația reală a Romanului este mai mică. Te-aș ruga un pic să comentezi pe secții de vot, că noi le cam știm care pe unde și respectiv la cei doi contracandidați care contează. Unde s-au obținut secțiile de vot, unde s-au obținut cele mai mari rezultate. Iată, la 89, secția 89, nici nu știu unde vine asta, Lucian Micu ia 398 de voturi. Contracandidatul său, la secția 103 ia 449 de voturi. 449. Adică aproape dublu comparativ cu candidatul PSD. Nu, este irelevant pentru că sunt secții de votare unde sunt arondați mai mulți cetățeni pentru că există o aglomerație mai mare pe metru pătrat de populație. În zona de case vor fi niște secții de votare ceva mai risite pentru că acolo e doar pe orizontală, dar în zona de blocuri secțiile de votare au un număr mare de votanți și atunci Nu știu cât de relevant este. Noi am scris într-adevăr pe roman.ro, am dat aseară toate voturile obținute de fiecare candidat în parte la fiecare secție de votare, dar numai pentru că
mă așteptam la un scor ceva mai strâns și atunci am vrut să avem informații clare pe cifre și să nu vorbim doar din ce ne voiau sau nu voiau să ne spună unul sau altul dintre partide. Și atunci am preferat varianta aceasta pe cifre, că... care a fost foarte, foarte bine primită de, de Romașcan și le mulțumesc foarte mult. Știu că tu ai fost aseară de față la Victoria și respectiv înfrângerea celor. Nu, nu am fost de față pentru că eu lucram la introducerea cifrelor. Eu nu am fost la sediul PNL aseară, au fost alți colegi de presă. Așa, dar, dar am urmărit după aia declarațiile. Colegii dumneavoastră au fost în schimb acolo. Da. Au fost, iată că era o echipă foarte, foarte mare în spatele celor doi primari, ai văzut cum... și știi ce m-a mai surprins pe mine? Și mi-amintește de un gest din urmă cu vreo 8 ani de zile. Deci, la ultima conferință de presă erai alături de mine când a ținut PNL ultima conferință de presă și când Laurențiu Leoreanu i-a pus un... o palmă protectoare pe urmărul lui Lucian Micu, ceea ce a determinat apariția, dacă ai văzut pe Facebook, tot pe Facebook, a fel de fel de glumițe și fel de fel de caricaturi, dintre care una, eu aici mă așteptam ca să reacționeze, dintre care una extrem de caragioasă era prezent Laurențiu Leoreanu, așa plin, cum îl știm noi, atletic, așa, care ducea de o cățelușă cu capul lui Lucian Micu, a fost eu n-am misă văzut peste tot pe internet. Pula mea de pe Facebook n-a funcționat. Așa. Ei, gândește-te de ce aici este categoric, parcă soțul tău numărase la un moment dat câte conturi false sunt pe Facebook, vreo 50 și ceva de conturi false. 48 numărase și după aia s-a plictisit. Da, s-a plictisit așa și tot număra de unde se transmiteau aceste mesaje. Categoric știm de astea că aceștia sunt facebookiștii plătiți să dea link-uri, să dea... Da, problema e că avut ce campania... se întâmplă pe Facebook nu înseamnă că se transpune în vot. Nu se transpune, dar și oamenii trebuie să recunoști că influențează totuși. Parțial, da. Influențează pentru că aici îți vin fel de fel de informații, dar... de fel de fel ce se ascunde de interesul. După mine, încercarea aceea PSD-ului de a aduce de la București miniștrii, de a aduce la București, l-a adus ministrul sănătății, a făcut mai mult rău decât bine. Pentru că s-a constatat atunci că nimic din ceea ce se promisese pentru S-au spitalul S-au supărat roman... domnii de la PSD pe mine atunci că am spus că pe ministrul Bodog nu-l interesează ambulanța timp, din păcate... Da, nu numai ambulanța timp, dar hai să vorbim despre programul știu, că pe mine mă doare ambulanța timp. Ambulanța mă doare pentru că e un subiect tomograful pe care eu l-am urmărit, este un subiect pe marginea căreia am făcut o anchetă. Am vrut să vorbesc documentat, nu doar ce spunea X și auzi, că la un moment dat nu mai înțelegeam nimic și atunci am luat decizia să fac ancheta. Dar haideți să discutăm despre celelalte realități. Celelalte realități ale Spitalului Roman. Spitalul Roman arată ca o bijuterie la ora actuală. Oricât ar vrea unii și alții să spună despre asta. Și Spitalul Roman mai are doar 3 secții de modernizat. Cu câtă greutate și cu câte sacrificii au fost obținut acel aparat de tomografie, câți bani se arunc aparat de radiologie, comparativ că, de ce am spus de computer tomograf, dacă ți-amintești, în urmă cu 2 ani jumate sau 3, din banii Consiliului Județean s-au alocat către Spitalul Județean 55 de miliarde de lei pentru un computer tomograf care astăzi stă și este stricat și mai mult se duc banii toți spre privat, așa cum la noi se duc, aveam undeva bine, noi, la noi notat, se duc spre privat pentru că nu... Nu avem. Nu avem, dar se duc acolo foarte unde, mulți bani. Dar am întrebat eu în conferința unde de presă. Există situații grave, acea examinare la computer tomograf se face gratuit pentru pacienți. Am avut două persoane, două cunoștințe. La Roman se face gratuit? Care, una din accident rutier a, bun, și da, a fost trimisă da, la computer tomograf. Da, dar se duc tomograf tot banii din fondurile spitalului pe urgență. Da, dar eu mă refer ca rezultat final pentru cetățeni, că pe oameni nu prea interesează pe ei cine cu cine schimbă banii și acolo. Adică pe oameni da, interesează da, dacă poate să facă... altor analize.
Deci îmi ia mie din fondurile de analize, dacă ar da, avea computer. Da, este corect, dar eu vă spun ca rezultat final, imediat, pentru omul care este interesat să primească servicii de calitate, nu este interesat să stai el să facă analize deci, de genul. Deci vorbim o dată de ambulanța timp, vorbim de înjumătățirea costurilor la urgențe. Fondurilor pentru urgențe, acolo nu este o situație doar pentru Spitalul Roman, este o situație națională, adică E o situație națională. Deci da, și aici este de vină ministerul că n-a reușit să-și facă ordine în propria curte, adică să nu mai dirigeze bani degeaba spre aceste centre de permanență care... Deci eu pot să vă zic că sunt oameni care lucrează în ministere de niște ani și care sunt foarte nemulțumiți de ce se întâmplă acum în Ministerul Educației, în Ministerul Muncii și așa mai departe și al Sănătății. Deci există o stare de nemulțumire, oamenii vorbesc, neoficial vorbesc, își exprimă nemulțumirea, dar mai mult de atât nu se poate face. Până la urmă, fiecare guvern vine cu cei mai buni specialiști pe care are teoretic și pune acolo funcții. Și dacă asta e ce poate cel mai bine PSD la momentul ăsta... Haideți să discutăm un pic despre faptul că... primarul Lucian Micu, de astăzi primar definitiv, cu toată legitimitatea. Nu e definitiv, e doar ales. Că peste ales, da. Crezi că va contesta? PSD-ul eu nu cred. Nu, dar n-are ce să conteste, diferența este mult prea mare. Da, este mult prea mare și oricât ar face. Slavă Domnului, de ceva vreme există monitorizarea audio-video, totul este electronic și nu se mai pot face, nu mai există suspiciuni de fraudă în secțiile de votare ca înainte. Am găsit declarația lui Loreanu, am câștigat primăria Roman, candidatul nostru a primit 11.000 de voturi, ceea ce înseamnă 59%, candidatul PSD a obținut 35%, i-am ciuruit, știi, parafrazându-l pe Băsescu. Că Băsescu era cu ciuruitul. Bine, trăiesc cu comisarul Moldovan, așa, că de acolo vine replica. Cum vezi reacția pe care a avut-o Lucian Micu în conferința de presă de azi? Asta e declarația lui Loreanu, nu e de ieri, da. Și astăzi, de a mulțumi romașcanilor, a declarat că va fi primarul tuturor romașcanilor și a celor care... Dumneavoastră știți foarte bine că primarul interimar Lucian Micu a fost de multe ori taxat de mine. Pentru modul în care a comunicat, pentru modul în care a făcut niște lucruri sau a gestionat niște situații. Adică nu l-am iertat dacă a greșit, pentru că ăsta e rolul unui jurnalist până la urmă să sesizeze când nu funcționează situațiile. Păi, noi am pus o întrebare, da. Ceea ce a spus el astăzi, că va fi primarul tuturor romașcanilor, indiferent de simpatiile politice, este o bilă albă. Pentru o bilă albă? Da, să mulțumești tuturor pentru că au mers la vot indiferent cu cine au votat și să mulțumești pentru că au ieșit din casă să voteze, asta da, este o bilă albă. Nu știu cine l-a sfătuit, dar comparativ cu alte zile în care comunicarea era praf, acum a comunicat bun, bine. Da, hai să comentăm un pic răspunsul la întrebările noastre. Noi l-am întrebat la un moment dat dacă va face o evaluare, pentru că dimineața avusese loc operativa, probabil le mulțumise colegilor de servici sau nu, le mulțumise și știi și tu de ce spui că nu le mulțumise, și l-am întrebat dacă vor interveni schimbări în organigramă, schimbări de personal de acolo și ne-a spus că va avea o discuție personală cu fiecare, că le va impune ritmul său de lucru și ce m-a mirat mie, că s-ar putea ca unii să se mai piardă pe drum. Și deci de ce vă miră? Pentru că este firesc. Fiecare om vine cu stilul lui, vine cu oameni... El a lucrat până acum în calitate de viceprimar cu echipa pe care și-a format-o la Laurențiu Loreanu și pentru că sunt persoane diferite, era firesc ca la un moment dat Lucian Micu, mai ales acum că e primar ales, să zică, domnule, ok, de acum vă adaptați ritmul lui dar meu de eu vin și cu viziunea proprie și până la urmă e firesc și e normal, nu e nimic ne la locul lui în toată chestiunea asta. Da, dar hai să nu uităm că tot pe surse noi am aflat că în ultima vreme colectivul primăriei se cam divizase și cam tot ce spunea
primarul nu se prea putea face interima. Aia nu se poate, cealaltă nu se poate pentru cealaltă și concret. Da, există starea aceasta de, băi, dar dacă mă apuc eu acum și mă implic și o să vină alt primar și, o să mă iau pe coajă și nu știu ce. Deci, credeți-mă că starea asta de incertitudine a afectat, pentru că oamenii involuntari, mai ales cei care nu sunt foarte siguri pe ei, acționează în ritmul acesta și așa se întâmplă în fiecare colectiv. Acum există maximum de legitimitate pentru Lucian Micu, n-a câștigat cu 3 voturi în plus, a câștigat la un scor clar și atunci cum va cânta el, așa vor trebui să joace cei din primărie. Să vedem cum va reuși să cânte, că dacă ți-amintești ultima declarație a primarului Leoreanu, chiar la conferința de presă primarului Cean Micu, eu l-am întrebat ce va reuși. Bun, extraordinar de frumos programul Roman 2020, dar bani nu prea sunt. De la județul unde vin, că domnul Arsenie, ce nu ne-a dat până acum, de acum cred că nici măcar cât am avut până acum, nu o să ne dea plus. Eu zic că sunt premise ca anumite proiecte să se realizeze, mai ales că Romanul are un grad de îndatorare foarte mic și asta e datorită modului în care a gestionat situația Laurențiu Leoreanu în perioada în care a fost primar. Și, spre exemplu, dacă se obțin 2-3 proiecte europene din toate cele care s-au depus, pentru că să le cofinanțez. În continuare, Leoreanu are un merit în sensul că a închegat o echipă de implementare a proiectelor europene care foarte bună. Știe foarte bine ce face. După cum spuneam, dacă se câștigă 2-3 proiecte europene, se poate face un împrumut pentru a se asigura cash flow pentru implementarea celor proiecte. Astfel că poate nu va mai fi o dezvoltare la turație maximă, dar cu siguranță nu va fi o involuție. Și, fie că au fost, fie că n-au fost, toată lumea a recunoscut că Roma nu arată foarte bine. Este un oraș civilizat, un oraș frumos, un oraș curat, cu un ștrand nemaipomenit, cu un parc pe măsură. Dar pe mine spuneam că mă îngrijorează, iată, deficitul bugetar pe ceea ce înseamnă investiții a fost de 65 de miliarde de lei după majorarea de la 1 februarie și personalul, primăria are 350 de angajați ai săi, la care se adaugă cei de la CSM, nu știu câți or fi, se adaugă cei vreo 200 de angajați de la direcția de... Eu cred că vorbim de... Direcția socială. Sunt mai puțin angajați la primărie, nu 300. Mi-a dat Claudia pe e-mail și îți spune exact și cât a spus. Adică vorbim de posturi care sunt în organigramă sau de posturi ocupate? Da, de posturi în organigramă ocupate deja. 350, uite aici, 350 sunt la municipiul Roman, la care se adaugă cei de la direct. Da, e clar, oricum bugetul de funcționare e mai mare decât cel de dezvoltare. Deci categoric. Da, și dacă ți-amintești la întrebarea pe care am pus-o eu ce se va întâmpla, chiar Lucian Micu își punea întrebarea, domne, dacă Romanul, după ce avem acest deficit, a rămas cu atât, dar ce se întâmplă cu acele primării în care veniturile locale sunt la jumate din ceea ce înseamnă... Acele primării trebuie desființate pentru că reorganizarea administrativă este o nevoie, fiindcă altfel iarăși se vor duce banii din bugetul național pe salarii și pe contribuții sociale. Deci, nu știu care va fi acel guvern care să aibă tăria să facă reorganizarea administrativă, dar dacă nu se face mai repede, o să intrăm în colaps. Ți-aș mai pune o întrebare. Care crezi că a fost miza? Miza faptului că un primar dintr-o localitate ca Romanu are 10.777 de lei sau aceea ce va putea într-adevăr dovedi pentru perioada următoare, pentru că, iată, Lucian Micu ne-a spus încă de azi că a intrat în campanie electorală pentru alegerile din 2020. Bine, nu cred că niciunul dintre candidați nu s-a gândit că o să candideze la primărie pentru salariu. Deci nimeni nu candidează la funcții de genul ăsta pentru salariu.
Mai ales că în mediul privat, dacă ne raportăm la candidatul PSD, cred că face mai mulți bani în mediul privat decât ar făcut la primărie. Mai ales că la primărie deja devii constrâns de legea integrității și așa mai departe. Adică nu cred că pentru salariu, e pentru palmares, e pentru că Marius Neculai avea ocazia să... Bun, și am înțeles că... Și are revanșa pentru anumite chestii care i s-au întâmplat în trecut. Da, și s-ar putea ca el să vrea să candideze la europarlamentare, că cât mai avem până începe europarlamentare și să aibă nevoie de vizibilitate și de notorietate. Și asta nu ți-o câștigi așa dispărând. Ei, da, pentru salariul de la euro, pentru salariul de europarlamentar, da, merită să candidez. Și pentru suma forfetară de acolo. Păi asta zic și eu și știm că ar fi... Și pentru ce porți îți deschide până la urmă, că dacă vrei să fii un europarlamentar implicat și să faci treabă... Până acum el este specialist, știm foarte bine că la vremea la care a fost deputat a reușit să-l ajute pe primarul Leoreanu de atunci, lucru pe care l-a recunoscut acesta, cel puțin în mandatul său, să aducă foarte multe proiecte cu finanțare europeană. Vorbim de anvelopare a școlilor, vorbim... Depinde cum de o să gestioneze PSD eșecul acesta. Și dacă că... va mai vrea să se implice, dar acum este prin vicepreședinte al PSD Roman. E președinte executiv. Da, v-am spus, depinde de PSD cum va gestiona toată situația. Gândiți-vă că la europarlamentare există o singură listă pe toată țara. Deci bătălia va fi acerbă. Și bătălia va fi la vârf pentru locurile... Și sunt deja oameni care, cum e domnul Victor Boștenaru, cum este Mircea Pașcu, Sorin Moisă, Viorica Dăncilă, deci sunt oameni care au confirmat. Deja... Nu că au... Viorica Dăncilă nu prea a confirmat, din punctul meu de vedere, dar, mă rog, asta e altă discuție, dar sunt oameni care au șanse reale să mai prindă un mandat. Adică, acolo bătălia e pentru locurile, nu știu, 10-11. Deci cam 11 oameni vor merge. De pe lista fiecărui partid. De pe lista PSD, care are un bazin electoral clar. Da, dar hai să ne gândim la ceea ce se întâmplă în PSD, pentru că tare mi-e teamă că PSD-ul de la o zi la alta și erodează imagine. Iată ce se întâmplă cu guvernul. Dar dacă lor nu le este teamă, dumneavoastră, de ce vă este? Eu întreb. Păi, dar lor nu le este teamă că și erodează imaginea. Și chiar e strict problema lor, modul în care gestionează. Eu am spus de când a existat acea condamnare definitivă pentru Liviu Dragnea, din atâtea sute de mii de membri cât are Partidul Social Democrat, nu s-a găsit nimeni altcineva să preia partidul. Da, asta este adevărat, dar mai este încă o problemă. Hai să mai întrebăm. Este nevoie în România situație, de un partid de stânga. Deci este nevoie în România categoric de un partid de stânga. Categoric și unul puternic. Dar este nevoie de un partid de stânga care să lucreze conform principiilor europene. Și vedem foarte bine că sunt oameni care vin din străinătate cu o idee altfel despre stânga, pentru că în străinătate, în cele mai multe țări, partidele de stânga chiar își fac treaba. Și atunci foarte mulți oameni acordă votul stângii, pentru că văd o soluție. La noi, încă nu. Bun, și plus porcăria dintr-o serie de legi. Hai să nu mergem mai departe decât să discutăm povestea cu Agenția Națională de Integritate, procesul pe care îl are Lucian Mincu încă acolo. Chiar a fost o prostie bată de legiuitor. Acolo m-a scuzat, Flora, dar acolo greșeala, din punctul meu de vedere, a fost a lui Lucian Mincu. Păi în momentul în care în 2014 îți bate anii la ușă și te întreabă de sănătate și tu în continuare rămâi pe acea funcție doar pentru că ți-a zis ție cineva la un moment dat că băi, ar fi bine, păi da, stai un pic. Și adică, okay, nu era spun, o funcție nu spun că de 586 de lei, este de râsul curcilor. Pe an. Pentru, dar nu contează, contează de principiu. Și dacă legea este proastă, ea trebuie respectată până se schimbă. Dacă ți-amintești că eu l-am întrebat pe primarul de atunci, Laurențiu Leoreanu, domnule, aveți o mulțime de juriști acolo, de ce nu, când puneți și desemnați oameni, în asemenea comisii, în asemenea lucruri, de ce nu cunoașteți legea și nu îi puneți, de ce îi băgați oamenii în belele? Deci credeți-mă că niște juriști au fost cei care l-au asigurat pe Lucian Mincu că nu va fi absolut nicio problemă. Aici e mare și atunci vin acei juriști să răspundă? Nu știu dacă juriști ar trebui să răspundă, dar el în primul rând ar fi trebuit să zică, domnule, eu nu mai vreau.
Adică nu poți să te lași doar în baza altcuiva, că nu știi foarte sigur, nu ai certitudine 100% că celălalt cineva îți vrea bine. Da, aici deci, acolo este pare rău mare, să zic, mare dar, problemă. Cred că Lucian Micu, în momentul în care a acceptat situația, și-a asumat implicit faptul că a urmat un proces cu ani. Nu spun că legea este bună, dar legea, până a fi schimbată, chiar dacă este proastă, trebuie respectată, pentru că asta înseamnă stat de drept. Da. Nu putem să... De acum o să fie o anarhie, dar nu legea cât proastă. La sută crezi că va reuși PNL-ul să-și să realizeze din programul acela Roman 2020, că am văzut se intră la, acum, se pregătește pentru finanțare posturi pe programul european cinematograful, se mai pregătește casa... Știți cum e? Eu nu pot să dau pronosticuri, dar pot să spun doar atât, dacă o să fiu foarte atentă la implementarea programului, pentru că acesta este rolul presei, să fim atenți, vigilenți și să tragem de mânecă când lucrurile nu funcționează. Da, și să nu se supere, că sunt cam supărăcioși aleșii noștri. Eu îți mulțumesc tare, tare mult pentru prezența în emisiune și sperăm să realizăm și pe viitor asemenea analize pertinente, pentru că oamenii chiar sunt interesați de aceste lucruri, măcar de la noi mai află că într-o zi sau în alta sunt alegeri locale. Dacă vor să o afle. O zi bună. La revedere.